Un nutriționist celebru a tras un semnal de alarmă cu privire la gustarea preferată a românilor, roșiile cu brânză. Acesta a avertizat că această combinație este o bombă calorică, deoarece brânza este un inamic al siluetei noastre și este mai periculoasă chiar decât carnea. Bilic a explicat că brânza conține de 3 ori mai multă grăsime decât carnea și peștele, deși are aceeași cantitate de proteine. Nutriționistul a sugerat că 80% din farfuria noastră ar trebui să fie ocupată de roșii, în timp ce restul de 20% ar trebui să fie brânză. O porție corectă de brânză este de 70 de grame, deși multe pachete din brânză din supermarket conțin mai multe porții decât ar fi nevoie. Bilic a subliniat că brânza este un răsfăț, un condiment și un ingredient al mâncării și că trebuie să fim atenți la cât consumăm. Apropo de gramaj, porția corectă de brânză este de 70 de grame, adică acele pachete ridicol de mici de la supermarket conțin 3 porții. Unde sunt vremurile în care cumpărai brânză cu calupul? Acum asist la o adevărată conspirație a producătorilor, parcă și-au propus cu toții să ne înveze ce înseamnă porția corectă. O felie mare cât palma și groasă de un deget are doar 200 de grame și e prețios pusă într-un pachet individual tras în vid. Deja când găsești pachete de jumătate de kilogram, se numește desfrâu. Este spre binele nostru, credeți-mă, e ușor să mănânci prea multă brânză dacă bucata e mare. Însă cu pachetul mic ești mai atent. Nu de alta, dar brânza nu este prietena siluetei, nu este un aliment de bază care se mănâncă cu sutele de grame. Brânza este un răsfăț, un condiment, un ingredient al mâncării. Și da, puteți mânca fără grijă roșii cu brânză, cu condiția ca roșiile să ocupe 80% din farfuria voastră. Cu alte cuvinte, puneți câteva cubulețe de brânză peste un castron de roșii. Și atenție la ulei, brânza are deja grăsime inclusă. A scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook. Relatează impact.ro.